Doamnelor și domnilor, situația este verde-albastră pentru că tata puiul nu ne ascultă, pentru că au dat gol albanezii acum câteva secunde. Da, eu nu mă mai uit. Păi ți-am spus, de la început să nu ne uităm pentru că... Deci cum spunea și Viorel Hrebenciuc, un mare iubitor al fotbalului, pe interceptări, boss, citez, boss, suntem beliți. Deci... 1-0 pentru Albania, dragi prieteni, dar nu e niciun fel de problemă, pentru că dacă tata puiul ne va asculta în această seară, se poate rezolva situația. Sau totuși, în momentul de față, cine se pricepe mai bine? Avem doi telespectatori, ca să fim ca asta, totuși, unul dintre telespectatori este chiar în studio, domnul Mircea Diaconu, celălalt este în fața televizorului și este Traian Băsescu, pentru că Traian Băsescu este singurul om din România care se poate uita cu un ochi la meci și cu altul la emisiunea noastră. Mai avem un telespectator, telespectatorul nostru care, sigur, eu cred că doar ne ascultă, nu se uită la noi. E vorba de Dan Negru, pe care îl vom contacta în scurtă vreme pentru a face o analiză. Pentru că, doamnelor și domnilor, în momentul acesta... Trebuia să vină Dan Negru ca să comentăm o situație maro. Situația este complicată. În momentul de față, calificarea e în plopi, nu prea mai sunt șanse. Și vom încerca să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat până acum și vom încerca, nu-i așa, să vedem și un interviu în care Puiu Ordănescu explica ce previziune are, spunea de asemenea pe cine vede golgheter, ce rezultate. E un interviu foarte bun făcut de Dan Negru într-o emisiune divertisment, dar vom încerca așadar să facem analiza meciului. Maestre, aveți legătura. Cum e situația? Nu, eu venisem cu mare bucurie. Te întreabă lumea, cu cine vezi meciul? Cu prietenii, bun. Lipsea o bere. Și era perfect. Dar în halul ăsta... Păi, dar n-avem noi bere. Nu, sunt foarte supărat. Vorbesc serios. Eu sufăr, nu mă pricep la fotbal, dar sufăr ca un câine. În situații de astea în care sufăr ca un câine. Minge e rotundă. Dumnezeu n-a fost român în prima parte a meciului. Băieții a jucat bine, dar a dat gol scârbilele. Acum, pe bune. Deci, cam despre asta este. Luptăm, de luptăm, de luptăm ce și câștigăm. De ce nu apelează tata puiul și la varianta să scoate icoanele? Prietene, eu cred că sunt scoase de mult. Da. Eu cred că sunt... Da. Dan Negru este în legătură directă cu noi. Dane... Ai legătura. Ai legătura, practic. Ce să mai... Bună seara. Îl văd pe domnul, pe maestru Mircea Diaconu acolo și mi-amintesc. Și că, știi, gândești mărunt. Nu e rușine să ceri, rușine să nu primești. E vorba din filantropica. Ia că am primit-o. Cum e, Dane, situația? Tu mai vezi vreo ieșire? Că noi, în momentul de față... Nu mă pricep foarte mult la fotbal. Dar la aritmetică? Adică... Nu e un meci care să-mi placă. Asta e clar. Nu e cine știe ce. Două echipe slăbuți. Adică flămânzi de scut și goi jucăm fotbal și noi. Totuși Albania. Adică nu jucăm cu Brazilia. E atât de mare pe Bălău. Pe tema meciului ăsta. Apar n-am, cred că secretul e dincolo, la Elveția cu Franța, acolo e 0-0, acolo e marele secret. Apropo de asta, știu că Antena 3 se vede foarte bine, adică sunt foarte mulți români în Italia care urmăresc Antena 3. E un mare tâmbălău zilele astea în Italia, pentru că Rai 1 a ales să transmită Elveția Franța în loc să transmită Italia, în loc să transmită Albania România, când cele mai mari comunități sunt comunitățile române și albaneze în Italia și un mare tâmpălău acolo. De ce Rai 1, că putea să aleagă și varianta asta de România-Albania. Foarte tare, nu știam acest lucru. Și românii, în momentul de față, din Italia nu pot să vadă meciul, nu? Nu, așa e. Rai transmite în clipa asta Elveția-Franța. Dar pe RTL, pe ProSieben, nu se poate? Păi nu, primesc ei, prind în Italia? Păi de ce? Dacă prindem noi în România, nu prindem în Italia. Nu, nici la noi în România, ZDF-ul se prinde undeva prin vestul țării și e mare tâmbăleu, nu, banează. Tu dacă vrei acum din România să te uiți la Rai, nu poți, nu vezi nimic. Da, adică mai avem un pic și facem o lege, nu numai pentru votul din diaspora, dar pentru vizionarea de fotbal din diaspora. Dar cum ți se pare că joacă, deci, practic, ce? Auzi, Mircea, albanezii s-au calificat cu drona la europene, dacă țineți minte. Vorbesc serios, ei cu drona s-au dus. Cum așa? Păi nu știți scandalul că ei au câștigat 3-0 meciul cu Serbia cu o dronă. Un fan albanez a dirijat o dronă din afara stadionului, a trimis-o în Belgrad deasupra stadionului și pe dronă era agățat steagul Albaniei Mari. În clipa aia s-a inflamat o stadion, a intrat aia pe teren și la TAS
au primit 3 puncte, adică a fost depunctată echipa Serbiei, cu drona s-au calificat. Totuși, e echipă de, na, vorbim de Albania. Dane, în momentul de față, la meciul pe care l-ai văzut și la această echipă slabă care este bătută chiar și de Albania, care joacă cu drona. Stai mă, că nu e bătută, prietene, mai avem o repriză. Mai o repriză, corect. Adică corect. Tu mai ții minte Steaua cu toate, adică nu vreau să invoc tot mai momentele nefericite, dar poate totuși se întâmplă invers. Da, tu le invoci pe deci invers. Avea Steaua 3-0 da. Și s-a terminat cu 4-3 pentru Middlesbrough. Păi da, stai așa că au doar unul. Era exact invers, asta vreau să spun. Era viceversu față de situație. Bun, ăștia au dat un gol, mare șmecherie. Dăm noi 3 după pauză. Gata mă, luptăm și câștigăm focul la ei. Ai da, mingea de la poartă. Ce strategie ar trebui, Dane, să se implementeze? Poate resimte strategia pe care tot vei propune tata Puiu. Jur că habar n-am ce strategie. Eu am avut șansa să l-am invitat pe Anghel Iordănescu acum vreo 3 săptămâni un show de-al meu și a povestit el, mă rog, și a dat cu părerea care ar fi echipa care ar câștiga campionatul, care ar fi goalgetterul, în fine. Toată lumea acolo era Ioan Isoia în studio, era Marius Nicolae, toată lumea a o să dăm și noi. Stai o secundă, Tolontan era? Nu. Nu. Da. De aici s-a diluat totuși strategia. Da, aici s-a diluat pe mine, știu. Toată lumea a mizat pe Germania la vremea aia și mi-amintesc că a zis o chestie interesantă, Marius Nicolae, spunea că cel mai mult o să conteze presiunea care va fi pusă pe jucători. Auziți, nu te supăra că intervin așa la rupere. Totuși, că asta, echipe mari, echipe mici, zici că jucăm cu FEPA, așa, nu, că era chiar ok, cu Atletico Textila, sau cum se numește mizeria aia de la un post de televiziune. Totuși, jucăm cu Alpuru, ei, ok, e o echipă, adică stai puțin, ce a jucat Germania în meciul precedent? N-a jucat nimic, prietene, a fost penibilă. În meciul cu cine a jucat? Cu Polonia. Deci, pe bune, erau să-i bată polonezii de cel puțin 5 ori. Ce a jucat? Oameni, mă rog, toată Italia lumea ce mare lucru a jucat, nu mai zic Franța, ci mare echipă Franța. Unde e frățioare că nu joacă nimic? Meciurile în general, turneul ăsta va bate recordul, se pare, devenind de competiția cu cel mai puține goluri marcate pe meci din toate campionatele mondiale și europene din istorie. Toată vezi, lumea spune, dacă nu-i Brazilia să ia 7 goluri? Nu, dar asta cu 24 de echipe calificate, toți își pun autobusul în poartă și așteaptă punctele și așteaptă golaverajul, nu a dus foarte mare, nu a dus un beneficiu mare. Bun, acum ca să ataci trebuie să ai și cu cine. Suntem de asemenea în legătură telefonică directă cu marele internațional, fotbalist și antrenor Ladislav Beloni. Bună seara, domnule Beloni! Bună seara! Vă uitați la meci... Cum se vede de la dumneavoastră? La fel de prost ca de la noi? A fost o repriză destul de tristă, da. După prima repriză atât de tristă cât ați văzut-o, credeți că în momentul de față șansele sunt absolut nule? De calificare? S-au diminuat foarte mult pentru că sigur, în fotbal tot este posibil, dar într-adevăr avem nevoie de o schimbare în 10 minute, dar o schimbare decisivă în care să facem miracol. Vă întreb, dacă obținem după pauză 2 penaltiuri, zic. Da. Dacă obținem 2 penaltiuri și le fructificăm. Da. Nu ne calificăm? A, da, atunci ne calificăm. Putem visa la orice, dar... Cu 4 puncte ne calificăm, dar nu știu, deci nu cunosc opiniile dumneavoastră care sunt în schimb, eu așa cred, chiar dacă ne calificăm sau nu ne calificăm. Opiniile noastre sunt contradictorii aici în studio, nu suntem la un numitor comun. Niște lucruri foarte importante ies la ideală după aceste meciuri și e un șantier enorm în România. Cred că calificăm cu 2 penalturi sau cu 5 penalturi, nu are nicio importanță. Trebuie să vezi lipsurile care nu te ajută. Da, aici sunt lipsurile mai degrabă dinspre jucători sau dinspre antrenor ca strategie? Unde le vedeți mai mari?
E o competiție. Sub nicio formă antrenor. Sub nicio formă antrenor. Eu cred că este o problemă generală de, de concepție a fotbalului, a jucătorilor, ceea ce... Iertați-mă că intervine... Este prea mult în ideală. Cum să spun? Dacă compar mentalitatea sau dârzenia, sau nu știu cum să spun, să găsesc cuvântul potrivit, a albanezilor și a românilor, atunci trebuie să spun că Albania merită să conducă. Bun, eu zic că după pauză se pot întâmpla multe, dar eu vreau să vă întreb așa acum, și în afară de fotbal, v-a mai spus cineva că semănați la voce absolut fabulos cu președintele Iohannis? Păi, dumneavoastră nu știți că de fapt ați greșit? Păi ne uităm amândoi la meci, este lângă mine. Dar nici nu mai știu care poate sunt eu. Foarte bun. Foarte bun. Domnule Beroni, mare bucurie să vă auzim. Bănuiesc că nu sunteți în România, vedeți meciul mai de departe. Dar noi vă simțim aproape mereu și ne mândrim cu faptul că avem practic campioni ca dumneavoastră și oameni care să ne onoreze într-o astfel de manieră. Vă dorim? Bun, eu zic da, că e posibil să batem cu 2-1. E posibil? Trebuie să credem în asta. Da. Bun. Fotbal totul este posibil. Exact. Și vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Noi vă mulțumim că ați fost în seara asta împreună cu noi. O seară bună, hai România! Tata Puiu face acum cu ei la pauză meditații și vor da 6 goluri după pauză. 6. Mihail, ai imagine cu tata Puiu când pupă tot ce prinde? De la începutul emisiunii, ai și tu, adică vrei și tu ai venit la emisiune să-l vezi pe tata Puiu pupând ceva. Păi, uite. Nu ești mulțumit, dacă adică strategia asta nu merge, ce mai merge? Hai cu pupatul. Păi, asta zic, măcar asta poate că funcționează. Da, pe sistemul pupă, bă! Nu era așa, la cinema se striga când se striga, da. Când se stingea lumina în sală. Dacă Alibec ar face și el așa, nu să fumeze la pauză, poate că ar vrea asta lucrurile. Ce-ți mai stră? Ne mai iluzionăm mult așa, mi-a place întotdeauna că românii, domnule, acum la a doua repriză. Acum a doua repriză, păi stai pe cele. Pupă pe șustache aici. Da, aici e mai pe discret, așa, mai... Aici pupă pe șustache. Da, mai, e sub acoperire aici, e pupat sub acoperire. Auzi, dar mai e la UNPR? Hai să o luăm așa. Putem să o dăm așa, domne, corupția! Hai, corupția! Coruptul! Da, corupția! Și zice, dă oprea. Nasoale. Când încam să luăm prea dure, s-a ratat. Da, practic. Altfel ar fi fost dacă prima era și el cine știe la un partid de dreapta sau. Da, un EPR-ul de care era? Că nu mai n-am ținut... De orice e nevoie. Era ambidextru, după părerea mea. Era da, Dan mai e cu noi? Ce mișto e Beleni. Băi, da. Ce tare! E tare. Da, e foarte mișto. Așa, încet și le dă, scurt. Pac. Auzi, să vă spun un lucru, că mă uitam acum pe niște site-uri, e foarte mișto asta. UEFA zice că campionatul ăsta european de până acum a adunat și mai mulți telespectatori în Europa la televizoare. Adică s-au bulucit toți la Spania, Turcia, Telecinco transmite acolo europenele. A făcut ieri Spania-Turcia 64% cote de piață. Acum să vă zic un lucru. Europenii nu împart, când vorbește UEFA de telespectatori, nu îi împarte în bătrâni și tineri. Ei vorbesc de all, de publicul general, că ăsta contează. Ei n-au cunoscut corporatistul român. Nu, știi, în țările, în lumea civilizată a televiziunii, industria auto e un motor important în publicitate. Ori merțanurile și le cumpărea de la 50+. Așa că UEFA nu-și permite să-și împartă publicul în copii. Acum fac o paranteză, așa, ies din toate astea. Știi că inclusiv la show-ul nostru, la Nextar, o emisiune cu copii, publicitarii ne calculează de la 18.49, adică protagoniștii, ăia de sub 18, nu s-o luați în seama. Mă rog, Doamne, una peste alta. Fabulos. Dar fabulos. UEFA zice că campionatul european a avut cele mai mari audiențe de până acum. Hai să vedem. Și în același timp, statistica spunea mai devreme că ne indică cel mai nespectaculos campionat european. Corect, așa e. Da, la meciul Turcia-Spania a fost cota asta de piață, mai puțin turcul ăla săracul pe care l-am difuzat noi mai devreme, de care a spart televizorul și a tras și eu, că era enervat. Dar oricum să știți, cetățeni, noi suntem foarte accesibili, vă primim la noi în audiență. Dane, ne auzim la finalul meciului. Finalul meciului s-ar putea să vină mai
repede da, decât repede, ne da. Așteptăm, dar eu totuși rămân pe genul luptăm, dacă batem, dacă batem și ne calificăm. Pupicoanele. Pupicoanele. Măi, eu aș vrea, adică asta nu, e. Eu nu, după ce am văzut în prima repriză, eu sunt ca tata Loții. Ai văzut, Loții Beoni a zis că nu prea e bine așa ce a văzut pe teren. Ca și... să știi că și soluția ta de la început, Emi, adică să-i aresteze pe albanezi. Și mie mi se pare. Dar adică, de ce? Mai să nu crezi că ar fi acum... Black Cube, acum să fie Alba Cube. Cum nu merge asta? De ce, domne, să ne aresteze? Dar ce au, domne, ăștia? Sunt deasupra legii? Asta este strategia. Au imunitate? Mă tem că și cu cătușe puse ne bat. Și cu cătușe puse ne bat. Abia nu fac hands. Cât de tare a fost asta. Pe spate tărăsul. Da, dragi prieteni, situația nu este prea bună. Vom încerca și la finalul meciului să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat cu oameni care contează în spațiul ăsta public și în sport. Dar cu oamenii care contează din studio, noi zicem că... Și că abia nu fac hands. Noi zicem că situația nu e prea fericită. E, la momentul respectiv, se știau că de joacă Marica. Da. Da. Da, Mutu zice, da, nu știu dacă joacă Mutu. E, lasă că joacă Marica, da. Mie mi se pare că parcă toți sunt Mutu. Călin, producătorul emisiunii mele, da, îmi dă un SMS și îmi spune, îmi dă un SMS de pe hol, da, și îmi spune că nu trebuie să poapă iconițe, ci moaște, pentru că România se mișcă în acest moment ca o echipă de moaște. Da. Mă rog, da, eu nu achesez. Nici eu nu achesez. Situația este absolut verde, albastră, dragi prieteni. Scorul e tot ăla, adică să ne înțelegem. Haide să prezentăm noi strategia salvatoare. Da. Dacă tata Puiu scoate icoanele, mai dați o dată cu icoanele. Deci dacă, nu, hai să o luăm așa. Da. Dacă România totuși dă două goluri, bate și ne calificăm, eu plec. Uite, avem niște imagini cu o mașină oarecum similară cu a, da, domnului Mircea Diaconu. Da. Eu promit că plec acasă pe mașina condusă de Mircea Diaconu, în felul în care veți vedea imediat. Mai să vă combinați cu nebunul ăsta? Aștept să văd. Ia, uitați imaginea. Hai să vedeți. Ia să vedem. Dacă deci, se întâmplă, dacă nu se califică, ce faci? Dacă nu se califică, plec acasă cu mașina mea. Deci tu pleci așa cu mașina, da, maestrului... Da, da. Dacă se califică. Da. Bun, da. Dar tu știu că ai niște chiloți care sunt cu elice, adică poate ții și zborul, adică... Aia par a fi de la botezatul, dacă se... Da. Da, tu de ce sunt roșii? Pentru, așa sunt eu de la botezatul, eu nu știu, zău, pe ce planetă trăiești tu. Da? Da, eu știu pentru că a fost la mine în emisiune, din când în când se face ecranul mic și apare o reclamă mare, de desubt. Și deseori apare reclamă la chiloții botezatul și sunt roșii. Botezatul își face, da, reclamă la chiloții la tine în emisiune? Da. Dar nu sunt și izmene, botezatul? Nu. Da. Nu știu, no, și se aduce vorba de izmene, când tocmai am vorbit despre un EPR, mi se pare absolut o... E o glumă politică. Nu știu, da, da, adică am zis că nu vorbim despre politică în seara asta și tu imediat izmene. Păi, dar nici nu e politică acolo. Cum nu e politică? Sunt bine, mă, maestre, mă! Sunt de suri. Bine, mă, maestre, mă! Sunt de suri. Sunt... Da. Da, dragi prieteni, nu, Mihaela, hai să revine la fotografiile cu tata Puiu cu icoanele, pentru că trecem la strategia... Să dăm secvența... Icoană, iconița, da, mea. Și după aia să dăm propunerea mea pentru a ataca totuși poarta aia Albaniei. Da, o să o dăm imediat. Dacă am aplicat totuși treaba asta, adică nu credeți că ar fi o șansă? Adică altfel s-ar pune problema. Ia încă o dată, că aș vrea să o văd pe doamna aia de la început, că ea pare adică decisă, adică cum vede, e strategia tata Puiu încă o dată. Cum ați ieșit de pe acolo? 2 ani. Cum ați ieșit de pe acolo? 2 ani. Că nu m-am... Am zis că murim. Ce? Ați ieșit? Am dat Dumnezeu, cu voia lui. Cu voia lui al de sus. Ne-a ajutat așa. Cum ați pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi. Să-mi rău de mine. Nu. Cum ați pregătit pentru astăzi? Nu e foarte clar de mine cine de cine râde. Eu râd de mine. S-ar putea, putea dânsele să aibă... Da, acolo să fie umorul. Cine știe? Da, s-ar putea să fie adevărul s-ar la dânsele. Putea? Așa este. Da. Nu. Știi că e treaba aia. În seara asta Dumnezeu n-a fost român, știi? Da. Dar totuși
nu m-aș aventura să spun că Dumnezeu a fost albanez. Înțelegi? E da, Dumnezeu cumva, nu. Dumnezeu, știu, dacă tot vorbim de dânsul, nu e da, cu unul sau cu altul. Să-și se uite nicio. Bine, mă, maestre, mă, dacă nu luați și pasta, adică... Hai nu, să... dar eu am așa o chestie. Și să pierdem, dar să-mi pare rău că pierdem. Știți? Da. Și senzația mea e că nu, e, nu va fi așa. No, și dacă vom câștiga, nu vom câștiga, o să zic ca la loto, pur și simplu, că nu simt în spate sau nu văd sport și performanță efectivă și scheme tactice și mai departe. Deci, oricât ne dorim să câștige România, nimic, totuși deci, trebuie să fim văd la plezneală, văd o stare la plezneală. Când spuneți scheme tactice aici, deja iarăși intrăm pe un teren minat, adică aș vrea să văd câmp tactic în terenul... Acolo aș vrea să văd. Atunci ar fi văzut schema câmpului tactic perfect. Da, că de-aia v-am spus cu interceptarea. Adică, uite, hai să interceptăm. Nu numai cum vorbim telefonice. Hai, dracu, să mai interceptăm și mingea. De când în când. Asta, miliardul ăla de dolari de la o investiție de la serie în echipament de interceptare, funcționează numai la telefone, nu funcționează la mingi deloc, deloc, deloc. Eu aș propune să vedem niște secvențe. Se poate schimba stenograma după aceea. Adică se poate face o altă stenogramă, interceptăm una, și stenografiem altfel. Corect. Și câștigăm. Și câștigăm. Da. Câștigăm în... Păi sigur, în stenografie. În stenografie. Bun. Mihaela, ai faza trimisă de Mircea cu poarta? Pentru că eu cred că ar fi important. Ia, acum ai tu aia cu să-l văd pe tata puiul cu pânt. Așa am eu asta cu să văd faza cu poarta. Pentru că uitați-vă aici, dragi prieteni. Dacă asta e Dumnezeu. Noi am aplicat această strategie, eu cred că am fi în altă parte. That's nasty. That's nasty. Uh-huh, this much. All the girls up your feet like. That's nasty. Uh-huh, this much. All the girls up your feet like. That's nasty. Uh-huh, this much. All the girls up your feet like. Eu zic că de așa ceva avem nevoie, pentru că dacă mi ți l-ai miruit pe portar, pe ăla după aia îți dai seama, la 3 luni își devine prietene după knockout-ul. Păi eu asta zic, de ce nu facem această strategie? Tot avem nevoie de o bară. De o bară. Pe Jean Vlădoiu, nu una la care să danseze o duduie. Pe și... Jean Vlădoiu nu mai avem ca să intre pe teren și să rezolve da chiar, toată echipa. Da chiar, Jean Vlădoiu, sunt fan. Jean Vlădoiu, sunt fan. Cum, nu mai țineți minte faza de la Mondial? A intrat, nu știu, asta nu mai știu, 20 de secunde? În America. În America. Da, 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 s-a dus și s-a dus direct la unul. Rang! Deci, in latin zmingea. Carne de mici l-a făcut pe ăla. L-a băgat până la spital. Da, a venit salvare. Smurdu, să-l descarcereze din iarbă. Deci, credeți-mă, a fost ceva rău. Nu mai țineți minte? Nu. A luat roșu în primul minut. Dar foarte tare. Deci, eu zic că de oameni... Așa, prietene, dârzi. Da. Dârzi. Dar tricolorul, de care mie mi-a plăcut cel mai mult, nu, că nu mai țin minte cum juca, de ce să vă mint, și nici pe ce poți juca, dar numele, Basarab Panduru. Deci un nume mai românesc și mai viril decât Basarab Panduru. Există? Nu. Dar tu de ce nu ai pus numele copilului tău Basarab? Eu am vrut. Eu am vrut să-i spun Comarnic, dar n-am vrut maică-să. S-a părut mai părere să spui Comarnic. Dar ce are, prietene? Comarnic. Nu e... Da, mă rog. Comarnic. Aia e un nume, prietene, e un nume dureros de profund. Tu știi cât am stat astăzi în Comarnic, întorcându-mă de la munte? Corect, acolo deci se oprește de mașini. Exact, acolo e toată acolo treaba. Adică Bușteni nu m-a inspirat. Trec, și acolo se opresc toate mașinile. Și acolo, și în Bușteni. Dar nu te-a inspirat Poiana Țapului? Prietene, nu. Nu. De ce să te încurc? Nu. Nu. Dar m-a inspirat următoarea secvență. Deci când nu știi ce să faci cu mingea, da, încerci să o bagi de sus. Știi? Când toate opțiunile sunt luate, încerci să o bagi de sus. Strategia asta ar trebui aplicată. Foarte, foarte bun. Ce-ți place să râzi de rău altuia. Bine, dar și ăla, adică... Legea. Da, fost, legea. N-a bine, fost simpatic ăla. Da, el cu greutatea lui de 500 de kg, adică cum... Dar eu cred că a făcut-o intenționat. Uite, asta care urmează acum, după părerea mea, ar trebui strategia asta pe care nu știu dacă tata deci cu Dani Beca ar trebui să o facă. Cum era expresia aia pe timpuri? Bă, le-a ascuns mingea alora, nu? Dobrin nu le ascundea mingea adversarilor. Adică, bă, ce-a făcut ăla mă cu ea? Ia, uite, numai! A, ce-a făcut? Nu? Hai să vedeți.
Deci, de așa ceva avem nevoie. Avem nevoie. No. Nu, nu se întâmplă nimic, dragi prieteni. Nu se întâmplă. Eu tot sper, nu, serios. Acum eu vorbesc cât se poate de pe bune. Eu vreau 11 metri. Da. Există o metodă. Hai să ne concentrăm. Prietene, există o metodă și funcționează. Bă, ne-a ieșit cu Franța, ne-a ieșit cu Elveția, hai să ne iasă și cu Albania. Haideți să ne concentrăm pentru 11 metri. Haideți să facem în momentul punctul acesta. Punctul nostru de pornire, de întoarcerea rezultatului nefavorabil, este 11 metri. Eu aș face în felul următor. Ca să obținem 11 metri, ar trebui să îi... Câți jucători atâția metri? Deci fiți atenți. Puțin, fii atent. Ții minte cum era nopți albe cu Barășnikov? Păi cum? 11 rubles, 11 pirouettes. Deci exact așa mai ții minte? 11 rubles, 11 pirouettes. 11 jucători, hai să facem 11 așa. Metri. Eu aș zice să-i hipnotizăm. Tătărușan îmbrăcat în roz și cu doi pe lângă el să facă exact ca băieții ăștia, pentru că nimeni nu se va mai putea concentra la meci. Să se atârne de bara de sus exact. Și să facă uite, exact aplicat Tătărușanul deci îmbrăcat în roz. Deci noua formulă de zid, exact. Știi, de la lovitura liberă. Hai, uite, asta ar trebui făcut. Hai cu egalare! Așa, da? Da. Când mai difuzăm imaginea asta, propun să fie, cum ar veni, ca în Constituție, un articol de Constituție, să scoatem purtiera, adică ca să se vadă, practic, ce vrem să difuzăm pe micul ecran. Da. Dar foarte tare. Da, domnul Diaconu se uita într-o plasmă mai mare în stânga, zic, bă, ea să urcă pe ceva sau nu, domnule, era un aer. Era fără burtieră. Deci era fără burtieră, era un aer. Inițial să cățărau pe tata puiul, dar după aia să cățărau pe aer. Da, mă, scria pe tata puiul, trezește-te să cățărau. Și pui ce ai, păi, dar așa pui și eu, mă, cață și eu pe aia. Da. Da. Bun, Mihaela, ce strategie mai aplicăm? Avem strategia... Icoana, iconița mea. Eu mă mai uit cu un ochi, știi? Nu, lasă, nu te mai uita că te uiți degeaba. Dragi prieteni, dacă tot mergem pe strategia lui tata puiul de icoane, ar trebui să se urce pe niște jucători care au dezamăgit în această seară și să scoată demonii din ei. Uite, așa ar trebui să facă tata asta, puiul. Eu cred că le-a făcut asta la pauză. Eu cred că le-a făcut la pauză. Da. Prieteni, dar ăla călăritul murea de râs. Era un plâns așa. Era posedat? Nu știu, adică așa, asta spuneam, dar mie mi se pare că râde. Nu, diavolul râdea, în timp ce era chinuit diavolul. Nu? Diavolul râdea, am înțeles. Și de aplaudat, pare... dar la un moment dat aplaudat. Da. Nu, l-ați zis că aplaudat? Păi da, ți-i fac. Aba nu. E de la ei. Aplauzele de la ei. Da, interesant. Aoleu. Da, e minutul 65 și situația este și suntem călare pe ei. Da. Asta e legătura. Suntem călare... Să continuăm. Da. Ce... Vă spunem noi dacă intervine deci, ceva 65 și ne îndreptăm către 69. Ce strategie propui Mircea să se implementeze? Să se implementeze un fault în careu la ei, astfel încât să marcăm golul care dacă ne-a consacrat. Dacă ne aruncăm așa pe burtă ca și ne-a faultat... Cam piscină. Da. Dar, prietene, ții minte cum se arunca Lăcătuș? Cât era Dumnezeu. Dar cine nu-l bagă pe teren acum? Eu l-aș băga. Măcar pentru asta. Adică pentru asta, ei, tot ce... Știți, mă, apare Lăcătuș, mai grăsun, mai pupos. Și e și haios. E haios. E... Da. Eu nu prea mai știu pe băieții ăștia tineri ăștia. Am mai aflat acum. Am zis, da, pe ăla avea și eu un preferat în primul meci cu Franța. Pe ăla, pe Pintili, ăla l-a băgat. Mie mi-a plăcut de Pintili. Pe lângă, bine, Tătărușanu a fost Dumnezeu pe pământ, dar Pintili. Nu? Cred că nu e nostru. Dar nu contează Pintili, pentru că... Cum să nu conteze Pintili? Dar asta ți-a întrebat de cineva, de cine? De? Ați întrebat noastră, m-ați întrebat pe mine, Sătmărean, ca și cum eu aș fi știut să vă spun. Cum? Sătmărean. Sătmărean? Da. Sânmărtean. Sânmărtean. Haideți dumneavoastră să ne hotărâm, e Sătmărean sau e Sânmărtean? E din satul mare, în primul rând. Nu mizați pe cultura mea fotbalistică, nu mizați pe jale. Păi bun, dar dacă nu știți cum îl cheamă, vă place de... Uite că poate nu, totuși, nu. M-am auzit când veneam așa la radio în mașină, de noștri cetățeni, da? Care voiau acest domn în teren. Dar ce radio ascultați, maestră? Selecționat. Maestră, eu ce mi-ar fi dorit să adică intre... Trinitas? Hai să o luăm așa dacă ascultam Trinitas, era ok. Deci... Dar mai bine îl băgau pe Hagi sau adică nu puteam, nu știu, să... Da. Da. Dragi prieteni, o să mai luăm o pauză pentru că... Ce să mai... Să mai luăm o pauză acum?
Păi, putem să mai, eu aș mai vrea că poate unii cetățeni nu s-au uitat la începutul emisiunii și da, cred că se uitau acum, nu? Nu contează. Da, apropo, mai e cineva în fața televizorului, dați un semn pe Facebook. Care unii, doamne, n-am stabilit că e unul. Unii e unul. Mizați pe mine. Mai sunt băieți ăștia. Atât. Auzi, tu, uite. Dar cine se uită la... Tu ești microbistă? Că avem și eu operator o domnișoară. Tu ești microbistă? Sunt întreb dacă este microbistă, adică totuși, cu toată dragostea... Îți place fotbalul? Da. Nu. Nu, vezi? Deci, uite, și ea e cu noi oarecum. Și ea e, da, din același... Da, microbist, asta după secvența cu Hexifarma, credem, mă, să mai întrebe cineva că e microbist. Normal că sunt microbist, am contract cu Hexifarma, știi de ce? Sună ca dracu. Da, nu, sună ca dracu. Să mai dăm o dată... Ce? Aia când cade la după acoperiș, cu minge cu tot. Aia e foarte bună, aia, Dumnezeu, da. Aia, să o căutăm. Bun, eu am și eu preferatele mele. Aia, sunt fan. Mie mi se pare totuși cea mai tare și cea mai tare și cea mai tare... Cea mai tare... Ăla care sparge televizorul, turcul. Și turcul, da. Hai, pregătiți deci, turcul care sparge televizorul și ăla care cade pe acoperiș ca un dobitor. De ce? Curând, la de ce? N-aveți nimic cu domnul Joana? De ce? Vreau secvențe cu domnul Joana. Juca fotbal? Când câștigă, nu știu. Tot timpul când câștigă. Când câștigă. E ca în secvența acolo. Iar o las pe glume politice. Nu, e nicio glume politică. Când câștigă domnul Joana, e ca în chestia aia cu mingea. Nu, da, haideți, vă rog, nu ne spuneți că avem un singur telespectator, pentru că totuși noi numim Antena 3. Măcar trei? Păi suntem trei, de-aia de la astăzi din Antena 3. Noi ne uităm la propriile noastre emisiuni. Da. Schema tactică da. E 2+1. Da. Eu nu pot să mă uit la emisiunile mele. Mă enervez îngrozitor. Eu pe mine nu pot. Dar mă pot uita la emisiunile tale. Deci adică, e ok. Faptul că ești tu aici mă face să mă uit la această emisiune. Mă enervează glumele mele. Vă enervează? Nu, așa merge varianta mă enervează glumele mele. Da. Nu. E, numai la băsesc că era ce îmi plac glumele mele. Mie știți ce, acum, pentru că mă uit la dumneavoastră așa de aproape, știți ce mi se pare mai că se potrivește, se potrivește momentului. A făcut Dan Negru referire mai devreme la filantropica. Totuși, momentul întâlnirii dumneavoastră cu poetul Gării de Nord, care vă spune exact situația în care suntem noi acum. Cum zice poetul Gării de Nord? În odaia strâmtă, pe un pat tiform, stau strivit în perne de un pumn enorm. Faptul că ne bat și albanezii, deci, asta stăm striviți băi, în perne de... Puțin, de ce te gândi? Băi, mai sunt 30 de minute. E, tu știi câte se pot întâmpla în 30 de minute? Absolut. În 30 de minute poți să faci gemeni. Absolut. Exact, de două goluri avem noi nevoie. Cred că e surâsul fetei din tramvai, totuși. M-a fermecat definitiv. Asta e altă poezie. A doua, nu, așa. A doua, da. Am încă, nu știu cum, la activ, exact ca poetul Ion Susai. Da, cu Ion Susai, exact. Care e Ion Susai? Care e Ion Susai? Și după aia toată lumea căuta. Care se înmărea, ca să zic așa. Da. Bun, în sfârșit, dar noastră, deci nu știți la ce radio ascultați asta cu Sânt Martean? Nu că sunt achesit, adică și eu vreau să-i de Sânt Martean. Ba da, ce are? Radio din mașină. Radio din mașină. Nu știu oameni, radio la mașină.